Haide să descoperim mai îndeaproape universul lui Steven. Astăzi o admirăm pe Ametist. Să facem cunoștință cu Ametist, nestemata de cristal formată pe pământ în locul numit Grădinița. Deși nu prea arată, Ametist are o vârstă de peste 5.000 de ani, din care 500 și a petrecut în subteran. Are piatra prețioasă pe piept și, dacă nu știai, este aceeași cu a lui Steven, quartz. Stilul său de luptă e bazat pe dans de societate sau de club, iar arma ei preferată este un bici violet, îmbunătățit cu țepușe pentru impact maxim. Dacă nu te impresionează asta, mișcarea sa de rotire bruscă sigur o va face. Vorbind de înfruntări, unul din hobby-urile secrete ale lui Ametist este să devină campioană la lupte libere. E cunoscută drept Puma Purpurie. Nu-i spuneți că v-am spus asta? Și nimeni nu rezistă în fața lui Ametist și a schimbărilor sale de formă. Partea șocantă e că o găsești mereu lângă mâncare. Asta deși nestematele n-au nevoie să mănânce. Ametist e gălăgioasă, îi place distracția și e mereu gata să-i pună la punct pe cei răi, apărând locul pe care îl consideră casa ei și, desigur, pe Steven. Asta doar dacă nu i-e tulburat somnul.